Termite. Alune. Termite. Alune. Termite. Uite, Derg, nu o să mă convingi că termitele sunt mai bune ca alunele. Poți uita să mă convingi că alunele sunt mai bune ca termitele? Nu, nu pot. Cum adică? Pentru că sunt elefanți și elefanții? Nu uită! Bine, bine, uite, hai să fim de acord că nu suntem de acord, vrei? De acord, oricum e o ceartă destul de stupidă. Adică sunt atâtea alternative gustoase în junglă. De exemplu... Mierea! A, da, mierea e foarte bună și unde e... Da, miere! Ce miere dulce! Vrei și tu? Dirk, nu crezi că albinele s-ar putea supăra dacă tu le mănânci toată mierea? Albine! Ce să-mi facă ele? Mă înțeapă? Dantor, nu te agita! Stai calm! Cum să stau calm când mă urmărește moartea? Coace! Ei, important e că și-a menținut calmul. Jabari, puțină apă n-a făcut rău la nimeni. Hei, aici n-ai voie să faci scufundări. Așa este. Nu v-ați supărat, nu-i așa? Dantor, ce s-a întâmplat? Păi, să vedem. Mai întâi țepăturile, apoi căderea. Apoi lovirea, a urmat scufundarea, a scuipatul apei și acum explicațiile. Da, cred că asta rezumă totul. Nu știu dacă am înțeles, dar cred că ai avut noroc că ești în viață. Noroc? Tu îi zici noroc? Era să mor! Oh, n-a fost noroc, domnule Tantor. A fost călăuza elefanților. Ei, Jabari, nu-l plictisi pe domnul Tantor cu asta. Dar el a fost sigur. Călăuza elefanților, ai zis? Da, călăuza elefanților stă pe muntele Indigo. De acolo el are grijă de toți elefanții. Dar am auzit niciodată de călăuza elefanților. E o veche legendă a savanei. Eu nu prea mă duc pe acolo. Sunt mai, știi tu, un băiat de casă. Hei, Jabari, mai povestește-mi de călăuza elefanților.
Să nu-ți fie frică, domnule Tantor, ne protejează pe toți. Asta e drăguț. Era și timpul să... Ia-stai puțin, Jabari, ție ți-e frică mereu. Păi, călăuza elefanților mai are mici scăpări. Dar statistic vorbind, e un meseriaș foarte bun. Mă întreb dacă această călăuză mă proteja și pe mine. E cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată. Dacă nu erau minori de față, mă exprimam mai dur. Eu unul sunt de acord. Adică serios, o călăuză mistică a elefanților Caragios. Ți-aș aduce aminte ce ai spus de Mangani, maimuța argintie? Trebuia să-mi amintești de asta, nu-i așa? Nu-mi spune că tu crezi în călăuza asta a elefanților. Păi, n-aș spune asta. De ce nu? De ce nu? Ce întrebare stupidă! Zic eu de ce, pentru că nu există așa ceva. O călăuză a elefanților, da, exact așa. Măi, ce argument strobitor! Lasă-mă în pace! Uite, Turk, nu zic că există o călăuză, dar nici nu zic că nu există. Zic doar că e o posibilitate. Și eu zic că e posibil ca tu să fii cel mai împiedicat elefant din junglă. Ei, nu-i de voie să mă insulți. La pământ! Mai trăiesc? Trăiesc! Și știi cui datorez asta? Știi? Iar începe! Călăuza elefanților! Tantor, ascultă ce spui! Turk, lasă-l în pace! Nu! Cineva trebuie să-i o spună! Ești adult, Tantor! Nu există nicio călăuză! E o poveste de copii! Las-o baltă! Zici tu! Oh, ce topeu! Nu există călăuza elefanților! Parcă ea știe! De unde să știe? Nu există călăuza! Las-o baltă! O să vezi tu cum te las baltă! Tantor, ce vrei să faci? Mă duc pe vârful muntelui Indigo! Acum? Delirează! Nu-ți bate joc! Voi dovedi că există mergând acolo! Te super dacă vin și eu? Absolut deloc, Tarzan! Mai mulți, mai bine! Altcineva? Da, Tarzan, nu sunt sigură. Nu mă aștept să găsim vreo călăuză a elefanților, dar o plimbare e binevenită, eh? Tu ce zici, Turk? Sau nu-ți place adevărul? Chiar mor după adevăr, tu nu? Ba da! Atunci hai să-i dăm drumul! Haide! Se pare că s-a încins de tot. Într-adevăr? Lasă că râul o să-i mai stingă focul. Și iar o să fie un pachiderm super fricos. Ce? Final. Doamne, călătoria asta s-a terminat în timp record. Dacă această călăuză voia să o vizitezi, trebuia să te lase să treci pe undeva, tantă. Nu-ți face griji, băiete. Recunoaște numai că... Tantor, prind-o! Stai sigur că ați văzut? Copacul a căzut ca să-l apuc eu! Ce zici de asta, Turk? Te mai dăiești de călăuza elefanților care mă apără? Nu e o dovadă! Poate doar ești incredibil de norocos! Da, spune asta marelui elefant când ajungem în vârf! Veniți sau nu? Alegem să nu!
așa-i? Tantor, norii ăștia de ploaie nu-s prea frumoși. Mai bine le-am întoarce, da? Tati are dreptate, Tantor. Păi, voi vă puteți întoarce, dar eu am misiunea să caut călăuza elefanților și nimic nu mă va opri. Nu-l putem lăsa singur. Da, e mort fără noi. Atunci mergem cu Tantor. De acord. La naiba cu nevoia mea de a avea mereu dreptate. N-am mai văzut așa ceva. Nici urmă din timidul nostru Tantor. E absolut sigur pe sine. De ce nu ar fi? Păi, pentru că, știi tu, tu nu crezi în călăuza elefanților? Într-un cuvânt, nu. Dar tu? Chiar nu știu, dar cred în Tantor. Grești! Ați auzit asta? Știți ce înseamnă asta? O, da! Înseamnă că încărcătura electrică din nori a creat fulgerul, care a supraîncălzit aerul forțându-l să dilate așa mult ca... Nu! Asta-i călăuza elefanților strigând: haide, băieți, tot înainte! Serios? Eu cred că e călăuza elefanților strigând: o să vă udați rău! Au, și ce vreți voi, stupid? Pentru că nu există! Cred că l-ai supărat. Păi, știi ceva? Nu-mi pasă. Am obosit, mi-e foame și vreau acasă. Ce zici de asta? O, da! O, da! Să vedem ce zici de asta! Așa, ia nu mai mor măii la mine, elefant inexistent! Absolut uimitor! Unde e Turk? 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 Unde e? Aici erai! E în regulă, Turk! A trecut! Nu cred că ar fi bine să mergem mai departe. Da, am fost foarte norocoși până acum, dar excursia e prea periculoasă. Și furtuna se apropie. Îmi pare rău, Tantor, se pare că astăzi nu-i bine să te cațeri pe muntele Indigo. Poate dreptate. Haide, mergem acasă. Acasă? Tantor nu se întoarce! Dacă dragul cel mai bun amic al meu, care m-a salvat, vrea să-și vadă călăuza elefanților, atunci sus, pentru că la naiba o să-și vadă călăuza! De fapt, Tec, pariu că ne-a salvat chiar călăuza elefanților! Știi ce, amice? Așa-i cum zici tu! Cum zic eu? Vrei să spui că tu crezi? Sigur! De ce nu? Acu haide, mototolule! Hai să vezi călăuza elefanților! Merg cu tine până la capăt! Ok, Tec, și mersi, măi! Hei, nu e nicio călăuză acolo, nu? Cred că nu e. Deci Tantor o să fie zdrobit, așa-i? Oh, e mai mult ca sigur. Mai mult ca niciodată. Ups.
complet dărâmat! V-am fi zdrobit! Stai o clipă! Am o idee! Poate că e ridicolă sau nepotrivită, dar mai putem spera! Se face! Bine, Turk, du-te după Tantor! Oprește! Nu-mi pasă cum o să faci, dar fără să întârzie! Să trăiți! Tati, Tarzan, vreau să mă ajutați! Dar ce vrei să faci? Poate îi oferim lui Tantor exact ceea ce caută, dar trebuie să ne grăbim! Asta a fost o scurtătură? Tarzan, de unde ai apărut? Am venit pe cărare. L-ai găsit? Habar n-am, Tantor. Poate ar trebui să-l strigi. Alo? Călăuza elefanților! Tantor, bun venit! Credeam că nu mai vii! Adică te așteptam! Doar sunt călăuza elefanților! El este... Știam că ești aici! Exact! Păi, da! Aici eram! Da! Pa, pa! Pot să fac ceva pentru tine înainte de a pleca pentru totdeauna? Mă gândeam, poate n-ar trebui să mă mai protejez. Serios, Tantor? Nu că n-aș aprecia asta, numai că știi tu, dacă nu mă protejai pe mine, aveai timp și de prietenii mei. Cum ar fi draga de Turk, care nu-i un elefant? Ești atât de drăguț! Adică o să am grijă de amicii tăi, Tantor. O să am grijă și de tine. Mulțumesc! Mulțumesc, mare călăuză! Da! Din Africa în Andaluzia! Din Britania la Borneo! Din Canada la munții Carpați! O să am grijă de toți! De la șopârle la maestoasa zebră! Oriunde un animal vrea să fie liber, acolo mă veți găsi! Sunt un elefant! Ia uite cum rog! Sau trâmbițe, sau ce sunete ori scoate elefanții! Jane, dragă! Jane! Și mai lasă-mă un pic, tată! Mă descurc de minune! Doar că ai mers cam departe și n-am fi suportat să te vedem dezamăgit, amice. Lăsați-mă pace. Cel puțin o ia spre casă. Bun băiat, furtuna va fi tot mai puternică. A început deja. Tanto!
priviți acolo. Oh, bine, bine, foarte bine. O, mulțumim, mulțumim. Da. Ne-ai salvat, amice. Ah, nu, n-am fost eu. Ce tot vorbești acolo? Ai dat jos copacul și apoi... Nu eu, el a fost. Posibil? Ne apără. Mereu e cu noi. It's nearly time for Hakuna Matata with those Grub Grubbers Timon and Pumbaa next on Disney Cinemagic. They just love bugs.